Polonia Tomentosa. Așa arată după tăiere, la începutul lunii mai. Se înlătură toți lăstarii crescuți. Și se lasă doar unul singur pentru a continua creșterea. Din câte se vede, acestea sunt cei mai micuți. Am lăsat cel mai mare și mai viguros. Așa arată în 13 mai. O să revin pe parcurs cu creșterea și dezvoltarea lui. Vă salut, numai bine!